Jadul este o piatră semiprețioasă superbă. Asta o știm cu toții, dar face și minuni pentru sănătate. O spun pacienții care au trecut pragul unui centru de terapie alternativă din Hunedoara. 40 de minute de tratament pe o saltea sau un pat cu role din jad ameliorează durerile de spate, spun oamenii. Iar clienții pacienți sunt din ce în ce mai mulți. Aceste nouă role de jad sunt pentru corecția mecanică a coloanei. În interiorul lor se află câteva proiectoare. Aceste proiectoare sunt tocmai pentru a activa jadul. De 5.000 de ani, jadul este considerat piatra sănătății. Chinezii o folosesc în terapii alternative datorită proprietăților ei de a rezona cu corpul uman. Tehnologia folosită în cabinetul din Hunedoara are la bază tocmai puterea vindecătoare a energiei acestei pietre. Tratamentul face minuni, spun oamenii, în special în afecțiunile coloanei vertebrale. Jadul, în momentul în care se încălzește, emite infraroșii de ondă lungă, iar căldura intră până la 8-9 cm în corp, făcând de fapt efectul de elongație mecanică. Sofia Novac este o româncă stabilită în Franța. Suferă de hernie de disc și spune că terapia cu jad a scăpat-o de operația la care o programaseră deja medicii francezi. Am făcut 5 terapii, m-am simțit extraordinar. Zice, nu știu ce ați făcut, dar zice, e aproape un miracol. Zice, înainte ați avut atâta hernie și acum zice atâta. Pur și simplu, la mișcarea, urcare, coborâre, coloana nu face altceva decât să se deschidă când sus, când jos, în voie proiectoarelor să încălzească foarte, foarte bine zona. În principiu, corpul are capacitatea de a se regenera singur, doar că pe partea de hernie, coloană și altele, este necesară puțină tehnologie. O altă pacientă povestește că se simte mult mai bine după 18 ședințe de terapie alternativă. Este o minune, merg singură, deci nu mai trebuie să fiu susținută. M-a ajutat atât cât presoterapia, detoxifiind organismul de toate medicamentația de citostatice și morfină. După terapia cu jad, specialiștii recomandă o ședință de presoterapie care ajută la detoxifiere și la scăderea în greutate. Mâinile, picioarele nu mai sunt reci, nu mai sunt umflate, ajută tot ce înseamnă slăbit, ajută tot ce înseamnă celulită, partea de vene, venestazii, varice, inclusiv pentru tromboze. Nu neapărat că trebuie să transpirăm ca să slăbim, ci putem să facem și la presoterapie slăbirea. Eu am făcut acest lucru, l-am făcut, la mine funcționează, am slăbit 15 kg. În centrul de terapie cu jad din Hunedoara sunt ajutați și copiii cu probleme neuromotorii. O ședință de terapie costă între 40 și 60 de lei în funcție de afecțiunea pacientului. O parte din încasări sunt donate unui centru pentru copii cu dizabilități din Hunedoara.